ieri, 31 decembrie. Și... și am... am oprit unul la mic să mâncăm când este foame, este ora 1. Și mergem în vacanță, vacanță de anul nou, o să vă arăt când ajungem unde. Și nu am mai vorbit de o săptămână, cred, n-am mai făcut vlog de la Crăciun, pentru că am avut musafir. Și vreau să vă urez un an nou cu bine, cu multe împliniri și sănătate. Și... da. Am oprit să mâncăm undeva și... când este foame, azi nu am mâncat deloc. Mai avem 30 de minute până la hotel. Mami! Why? I want to tell them something. Nu știu, sub. Hai să facem check-in acum. Am ajuns la hotel. Asta este intrarea. Asta este oglinda mare. Aici e kettle-ul și toate astea pentru ceai. Frigiderul, dulapul, are și fier de călcat, aici este baia, să mergem în baie, iuveta și prosoape multe, și aici este cada, să mergem aici în dormitor. Alex a primit aici ceva. Ciocolată de snowman. No, I don't like it. Televizorul. Aici televizorul. Am așezat astea prin cameră și ne pregătim să mergem la piscină. Lumina nu e foarte bună aici în cameră. What's changing room? The spa and changing room. De la piscină și toată ora 5. Noi avem programare pentru revelion la 8:30 și tot pe la 7 o să mă încep a machia, să mă pregătesc să mergem la restaurant. Dar acum aș vrea să citesc ceva și să beau un ceau. Alice pe aici prin cameră.
Trebuie să-mi pierzi sprâncenele și genele. Uite cum arată, cum aștept cu prosopul la piscină. Nu-mi place aici la piscină că nu au șezlonge sau scaune sau ceva pe ce să stai, că eu nu stau doar în apă, că nu prea îmi place în apă. Da. M-am gândit să citesc cartea asta, stai să vă arăt. Strălucirea și suferințele curtezanilor de Balzac. Asta o să mă pun să citesc acum. Așa, thank you. Are fântână. Hai, Alex! Și mergem să avem cină de anul nou. Și mă ripune mă cam totul. O să vă las outfit-ul meu aici cu mine. Hai să mergem. Așa se vede hotelul noaptea. E mașină. Hai, walk, I heard like a... Not in Latin. Parking restrictions prohibit. Yeah, because I heard like a banging noise. Was that a firework? Yes, no. Hi, gratis? No. Okay, hi. Made with butter. Hai să vedem cum sunt.
guys, happy new year. 2022. Ce faci? Suntem la breakfast, nu? Yeah, and there's 26 more days until my birthday. Oh my gosh. Trebuie să spui de fiecare dată? No, no, breakfast. Într-un Beacon Street și să ne plimbăm puțin și să vă arăt casele. Uite ce fain împodobit asta. Ușa. Și asta. Da, la mormint, uite să pun some of them have, some not. Uite aici un brad, Alex, are luminițe în el. I think that one was born in 1926. No, I think die. In 1926. Yeah, you said that. Well, I asked and then you said yeah. Oh, there's another accent more. No, doesn't mean that is important or not. Just the family ones like that. The first one is nice. You like the second? Păi nu, au saș de cadouri acolo. Dar eu n-aș locui în ele așa, nu mi se par genul meu, dar sunt foarte drăguți așa. Și cu verdeața asta în față, nu? Dar și aia care v-am arătat e faină. Magazinele. Am aici la Pizza Express. Dacă e deschis. Am ajuns și să comandăm niște pizza. Eu sunt eu, cred că 4 formaci. Oh.
is with butter. Nu. Ce faci acolo? Ți-e foame? Da. Aștepți pizza? Și mie mi-e foame. What? Bem asta. Așteptăm. Am comandat și așteptăm să ne aducă mâncarea. Acum e mai bine. Mâncarea. 4 formagi. Margherita și porceta. Da, nu. Poftă bună. Yummy brownie. The strawberry, Not the brownie. Okay. I'm gonna try the brownie. S-au aprins și luminile în oraș. S-a întunecat între timp. Și miroase a fum de la șiminee. S-a făcut și mai frig așa. Și mergem la o plimbare. Mergem în centru. Restaurantul ăsta am mâncat anul trecut în alte vacanțe. A bit. Da, acum am ajuns acasă, în camera de hotel și e puțin întuneric pe aici, că am închis luminile și mi-am făcut un ceai verde. Apropo, caramelele alea de la Waitrose, astea sunt bune. De asta mai erau și în România de mult, dar altfel. Astea sunt mai tare, așa. Am ajuns acasă, la hotel și mi-am făcut un ceai. Mă doare puțin capul și ochii mă dor, nu știu de ce. Aș vrea să vă spun o impresie despre hotel. La hotelul ăsta o să stăm două nopți. Am stat o noapte. Mai avem noaptea asta și mâine ziua. Și întotdeauna când treceam prin zona asta, anii trecuți, întotdeauna vedeam hotelul ăsta. La Gerard Plaza, la Plaza se numește. Și întotdeauna ziceam că vreau să vin la hotelul ăsta și am făcut rezervare. Și anul trecut am avut rezervare, dar din cauza coronei ne-a fost anulată. Și acum am putut veni. Mă așteptam să fie, nu știu, mai wow. Adică afară arată wow. Întotdeauna când am trecut și vara și iarna a arătat wow. Și decor și tot. Dar în restaurant, restaurantul se cheamă 1260, este așa simplu decorul restaurantului. Noi am fost la 10:30 la restaurant, nu era foarte curat, asta nu-mi place. Și la micul dejun nu prea erau... Na, e mic dejun englezesc, dar nu aveau ouă, nu mai aveau. Oricum am mers noi mai târziu, dar nu cred că trebuie să conteze asta. Apoi, la piscină. Piscina e faină, jacuzzi tot, îmi plac luminile, dar... nu-mi place că nu are scaune sau șezlonge. Asta e... un minus din partea mea, pentru că mie îmi place foarte mult să stau pe șezlong. Atunci când vin în vacanță, nu știu, îmi place să stau și pe șezlong, că nu sunt genul să stau așa mult în apă. Să citesc o carte sau ceva, de asta ziceam. Apropo, băieții sunt la piscină acum. A doua oară pe ziua de azi, am fost dimineața, ați văzut. Asta mai mult la jacuzzi. Jacuzzi este foarte fierbinte. Asta e un lucru bun. Pentru că
Am și transpirat. Și are și saună uscată și saună umedă, dar nu am fost că o să-mi cadă genele acum dacă merg. Și de obicei noi unde mergem în vacanță, chiar o noapte, chiar două, chiar 5 sau 12 sau 14 nopți, întotdeauna iau cu și cu piscină interioară. Nu mai spun că în străinătate și interioară și exterioară. Dar aici, în UK, cu piscină. Că lui Alexei îi place la apă. El stă foarte mult în apă. Acum, la lumina asta, rujul meu pare așa burgundy. Nu pare roșu, dar el e roșu. L-ați văzut mai înainte. Pe lumină naturală. Dar deviez de la subiect. Rujul ăsta se cam întinde așa. Este de la MAC. Dar așa, când am mâncat s-a întins. Ok, l-am refăcut, dar așa, ca idee. Normal, nu-i mat, nu-i nimic. Dar ăsta e rujul, e genul de ruj care îl folosesc de Crăciun și de Revelion. Nu prea sunt eu cu rujul roșu. Da, păi burgundy, cum se vede acum. Așa e tare monstru ochii. Da. După cum ziceam, cred că se răcește ceaiul. Hai să beau și ceaiul în timp ce vorbim. Beau un ceai verde cu ananas. Da. După cum ziceam, despre hotel, da. Am vorbit despre piscină, restaurant, acum să trecem la cameră. Camera, deși este superior, este mică. Adică sunt două paturi duble, dar de la pat până la perete, unde se termină pat până la perete, ai 80 cm. Baia, după cum ați văzut, are cadă, dar tot la fel e mică. Asta nu prea-mi place. Ați văzut, eu aici în UK merg la Hilton foarte des, adică am fost și la Mercur, ați văzut, acum vacanța din octombrie, cred. Și ăla a fost fain, că a fost gel castel, a fost fain și camera și tot a fost, peste 90% din chestii a fost faine. După, ăsta e la plața, nu prea mă încântă, și restul la Hilton, DoubleTree by Hilton sau Hilton. Îmi place acolo, unde am fost noi, la hotelul care am fost noi, a fost curat. Mult mai curat. Și camerele și toate. Dar ați văzut când am fost la ziua mea cu două săptămâni în vacanță? Ăla chiar mi-a plăcut camera. Foarte curat. Foarte, foarte curat. Ce mă enervează când intru în baie să găsesc vreun păr dinainte? Asta mă enervează cel mai mult. Și de asta scad în sondaje. Pot să zic că ăsta e un fel de dezamăgire, pentru că mă așteptam la mult mai multe chestii, pentru că e plața, pentru că are 4 și ceva stele, pentru că arăta wow din exterior, dar în schimb staff-ul este foarte drăguț și friendly. Da. Și o altă chestie bună, la piscină nu ai program, copiii nu au program, poți merge oricând și de câte ori vrei. Dar la orice hotel sunt și chestii bune și chestii mai puțin bune. Și, de exemplu, la hotelul care am fost la trecut avea șezlonge, asta era o chestie, dar piscina nu era așa wow și așa cumva piscina, nu știu, ciudat. Și o altă chestie, intrai doar o dată pe zi, maxim o oră jumate. Și copiii aveau program de la 9 la 12 și de la 3 la 6. Ceea ce iar nu-i wow. Dar restul a fost frumos. Nu știu, deja am vorbit foarte mult. Să aveți un an nou cu bine. Deja suntem în 2022, nu-mi vine să cred. Foarte repede trece timp. Și mai am câteva zile și începe școala, Alex, și eu munca. Dar în astea câteva zile am niște treabă de făcut. Nu vreau să despodobesc bradul.
Deși asta trebuie să fac, să despodobesc bradul și toate decorațiunile din casă, iar să le sortez, iar să le pun culori la culori. Da, acum am doar brown. Pun doar în cutii și scriu brown și atâta, cred, nu știu. Și după aia încep munca, un nou sezon, cum se spune, de 2022. Sper ca 2022 să fie mai bun decât 2021. Întotdeauna mă emoționez de anul nou. De asta nici nu am vorbit până acum. De obicei plâng de anul nou. Da. Și vreau să îmi iau o zi liberă pentru mine. Fără să am a doilea job sau ceva. Așa doar. Da, mâine seară o să mergem înapoi acasă. Restaurantul de aseară. Restaurantul de aseară este unul mediteranean turcesc. Ați văzut, prețurile sunt peste medii. Gen, pentru noi trei am dat fără desert, că nu am mai putut să mănânc desert. Am dat 110 pounds. Dar o altă chestie, la starter, caracatița a fost wow și calamari, foarte buni. Rar găsești caracatița și calamari undeva. Proaspeți, fresh, erau foarte buni. Și apoi ați văzut că mi-am luat sarma beiti cu iaurt. Nu mi-a plăcut că nu era mâncarea fierbinte, mie îmi place mâncarea foarte fierbinte. Și la celălalt restaurant la turci de lângă noi, direct din cuptor. Asta a fost bine, mâncarea și atmosfera și restaurant foarte curat. Și stafful la fel foarte prietenos. Apropo de restaurantul din seara asta, în seara asta o să mergem la un restaurant Copa Club lângă Tamisa, dar nu Tamisa din Londra, Tamisa din afara Londrei. Și am rezervat un igloos. Sper să nu fie nicio problemă, că data trecută, acum una jumătate, am rezervat în centru la noi, în centrul Londrei, igloos, și nu am mai n-am știut că trebuie să rezerv copilul să-l pun la adult. Am rezervat pentru doi adulți și un copil. Na, acum m-am învățat minte. Și da, sper să fie fain, pentru că este și seară, sunt luminițe și Tamisa curge chiar lângă. Și sper să fie mâncarea bună. Vedem. Deși nu prea mi este foame, dar avem rezervarea la 9:30. Atunci am găsit loc. Încerc să fac programare la restaurantul ăsta și data trecută când am fost la ziua mea și înainte când am fost în Bister Village. Încerc de vreo 6 luni să fac o rezervare la restaurantul ăsta. Și abia acum am găsit pe 1 ianuarie. Da, azi e 1 ianuarie, nu? Ok, hai vă las, eu mă pun să citesc puțin. Și după aia ne vedem de la restaurant, că nu mai fac interesant acum 2-3 ore, 2 ore, cred. Beau un ceai și mă apuc să citesc. Am puțin timp de citit. Da. Și un an nou cu bine, cu multe binecuvântări, împliniri, multă sănătate. Asta e cea mai importantă, că în rest le facem pe toate, dar fără sănătate e cam rău. Da, și ne vedem mai încolo. Ferește, ce scary e aici, nu-i lumină, nu-i de nimic, am trecut pod peste Tamisa. Doamne, nașpa, e scary, nu-i lumină. Și peste apă e beton. E foarte mare. Thank you.
se vede restaurant unde mergem noi. Yeah, I know. Starterul și Alex la fel are calamari și caracatiță. Și suntem aici la Igloos. This is tap water. Sparkling is better than nothing. But you don't like sparkling. I do like sparkling, but not very much. Yeah, but you order Coke. Yeah, but I still like agua. Alex, well, give me that salad here, yeah, because you're not gonna eat it. That's not how it goes. Why? I don't like it. Why? Acum avem o oră și ceva de mers până acasă. Am făcut cumpărături la Waitrose și acum mergem acasă. Am luat înghețata asta să o mâncăm acum. I want to eat that. You're gonna eat, it's for 3 people. It's 3 ice cream. Și San Pellegrino ăsta cu... When are we gonna eat? N-am mai gustat asta. Acum? Asta are nuci pican. White chocolate and Texan pican. And caramel. And caramel. De la nuci. Am văzut reclamă la televizor de la înghețata asta. We already ate this before. Uh-huh. In the summer. Yeah. At the concert. Vreau să vă arăt ceana de la Waitrose. Am luat eclerele astea, pieptul ăsta de curcan, mango ăsta, dry mango, caramelele astea, cartofi, o pungă din asta pentru vegetale, pentru supă, avocado, mazăre, zucchini, piept de pui, o pasă de dinți, lapte, făină, smântână vegetală, soft cheese organic, salată, banane, am găsit napolitane de astea de la Locker, mandarine, mozzarella, două lime, ardei, roșii. Alex și-a luat niște lune învelite în ciocolată. Am găsit niște mango învelit în ciocolată, în dark chocolate, cum era la Costco mai demult, să văd dacă-s bune. Ouă și o pâine neagră. Sper să vă arăt. Așa arată, cu semințe. Sper că v-a plăcut vlogul meu și vă aștept data viitoare cu un nou video.
Să aveți un an nou fericit. Bye bye.